Salutare, prieteni! Vă salută de ale pescarilor! Astăzi vreau să facem o partidă pe fidere. Am găsit acest loc pentru că balta e la fel ca și ieri, ca și alaltăieri, tot weekendul a fost full, da? O să încerc aici, în acest loc. Am loc de două lansete aici. Stau în mașină pentru că bate vântul să mă auziți ce vorbesc. Așa că o să montez asta aici. Stați alături de mine. Care încă nu v-ați abonat și vă place, abonați-vă. Mă găsiți acum și pe TikTok. Mi-am făcut și pe TikTok cont. Tot cu pescuit de ale pescarilor, mă găsiți și acolo. Așa că hai să dăm drumul la partidă. Pregătesc nada, nu mai prezint cum fac nada, pentru că na, știți dumneavoastră cum se face. Poate știți mult mai bine ca mine. O să intrăm direct în partidă. Așadar, am revenit. Bate vântul foarte tare. Deci, pescuim cu două fidere. De cea din dreapta am pus un pop-up de la... Stați puțin să vedem. De la CPK. Iar pe cea din stânga am luat niște porumb din ăsta floctabil, coabe. Am pus pe spin. Clic de 14 la pop-up. Iar pe cea cu boabă flotantă, clic de 12, puțin mai mărișoară. Ladă de la Benzar Mix am folosit. Ceva mai ieftin, nu foarte scump. Aromă de căpșuni. Avem aici destule game, destule pop-up-uri. Am luat și ceva usturoi, poate ne ajută, de la iBaits, de la Petișor Mix, Utopia. Bun. Acum să vedem dacă avem și activitate, așa că rămâneți aproape, dați un follow și pe TikTok și pe Facebook aici și să înceapă partida. Yes! Acum așteptăm. Nu am mai fost de mult pe feeder, ați văzut foarte bine că am fost doar la undiță, la vargă. Oricum, o să facem astăzi 2 în 1. Sau poate facem două filmări în aceea zi, vedem. După partida de feeder, nu o să stau prea mult, mai ales dacă nu o să am activitate, o să ne mutăm pe vargă. Și acolo o să pescuim pe mămăligă, pătrățică, pe porumb. Am luat de data aceasta și râme și viermi. Am venit dotat. E prima dată când pescuiesc cu porumb flotant. N-am mai pescuit niciodată, sincer. Am pus bani bine să puteți să vedeți și noastră trăsăturile. Mai frumos. Vă arăt ce am prins la undiță. Nu, aveam camera oprită. Numai puțin. Uite. Uite cât de frumos. La undiță aici, în dreapta.
apa nu are nici 30 de centimetri. Avem trăsătură și în dreapta. Setă. Am pus bambinele din cauza asta, să se vadă trăsătură. Ia să vedem dacă e acolo. O place zonă. Foarte multe agăsături. Oh, agăsătură frumoasă. Să vedem. La usturoi și gata. De 5 minute usturoi și pește. Bun. Thank you.
dragi prieteni, pentru azi cam atât. Din păcate, bate vântul foarte rău, în față am agățători, am rupt vreo 3 monturi când mi-a tras și deja nu mai am răbdare să stau să leg într-una monturi. Asta e, locul ăsta l-am găsit și eu din cauza că balta e plină iar. Am luat 3 sau 4 carași. Cam asta e. Și acel ciortan la undiță. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare vă doresc sănătate și ferentize.